Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Facem un video aș, sper să-l fac așa mai relaxat, mai bine. Avem o iepureică care a fătat, cred că o cunoașteți voi pe Dănuța. O iepureică care acum s-a liniștit. Azi noaptea a făcut puișori, sincer nici eu nu știu ce este aici, dar vrem să ne uităm. Un cuib bun, zic eu, și avem așa, trebuie să verificați puișorii în prima fază. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, și mai sunt și încă doi care, din păcate, nu sunt vii, ca să zic așa. Aici mai e placentă și alte chestii de la fătare. Pe aceștia doi îi înlăturăm. Asta am vrut să vă arăt, că nu trebuie mai mult de jos. Lăsat pui care sunt morți în cuib, dacă avem așa ceva. Deci mai sunt aici încă 10 puișori. Vedeți, și-a făcut un cuib, a pus și din astea, cum îi zice, paie și s-a și smuls. O să mai punem ceva fân acum, dar vreau să vă mai arăt încă șmecherie. Uite, mai pur aici niște iarbă, bă, stai că ridic, niște iarbă verde pentru a porni lactația. Foarte mulțumit, a făcut 12 puișori și are acum 10 puișori pe care să-i ducă liniștită, să dea Dumnezeu să îi ducă cu bine. Prima dată a avut 6, acum are 12, mă rog, are 10, a avut 12 fătați. Trebuie să vă asigurați că ea are tot ce îi trebuie, adică mâncare, apă, verdeață, mai punem și mâncare, dar acum oricum ea trebuie să se liniștească, să se calmeze, să își receapă stadiul de mămică relaxată. Dar vedeți că este o formică relaxată, acceptă să umblă la cuib, acceptă să pun mâna pe ea. Nu-mi pare rău de cei doi care, din păcate, nu au supraviețuit, pentru că vorbesc și mai încet, poate, pentru că este dimineață, de-abia m-am trezit și eu. Am venit repede la ea pentru că azi noapte am știut că s-a apucat să-și facă cuibul. Um,
Am pierdut ideea pe care vreau să vă spun. Deci, principal este să verificăm dacă sunt puiuți care au murit sau, mă rog, s-au născut morți, încă nu știu acest detaliu, să îi înlăturăm din cui pentru a nu afecta cuibul, al verifica și al completa dacă este cazul. Cazul există fân și s-a și smuls, o să mai smulgă cu siguranță, dar o să-i mai pun și și în acestea, cum se numește, și ceva paie să mai completăm. Vreau să vă arăt și tăticul puișorilor, de asta am pierdut în ideea că vreau să vă arăt și pe proaspătul tătic. Aici este proaspătul tătic, un berbec german, alb frosty, după cum observați și el este destul de blânduț și relaxat. Felicitări, tăticule, mamica ta mai a făcut 12 puișori, sunt frumoși, sunt ok. Da. Vedeți aici și ai puțin înspicat, el e foarte cumințel. Când era mai micuț așa, bătea din picioare, era mai nervos, dar acum s-a liniștit și e chiar ok, ca să spun așa, că nu sunt probleme cu el. Este nepotul lui Thor, adică îi spunem Thor Junior Junior de două ori. De fapt, Thor, o să-i zic, și are capul foarte frumos aranjat. Să mai am niște fân ca să pun acolo la iepuraș și să nu-i las foarte mult descoperiți. Ați văzut și pe tătic, e ok și el. Da, tăticul, stai, da. Hai că nu ieșim afară. Da. E tot în regulă, stai liniștit. Nu te panica. Deghi. Pauză, să închid aici. Acum se va odihni. Am să-i verific apa din adăpătoare. Trebuie să-i mai completez și apă, după cum vedeți. Nivelul apei este aici, trebuie să-i mai pun ceva apiță. Uităm să vedem ce fac micuții. Încă nu prevedem exact ce culori sunt. Sunt și doi albi ca și tatăl. Doi cu ăștia poate să fie și gri, ăsta este mantulat, spre exemplu, ăsta este iarăși mantulat, avem și mantulat vreo 1, 2, 3, 4, 5 mantulați, 2 albi. Asta e cu burta albă, a, vedeți? Interesant. Și doi negri cu burta neagră. Am oricum nu se mai las, pentru că va veni mamica la ei și nu vreau să-i spormonească acum, vreau să stea liniștiți. Am pus și fânul. Mamica a mâncat. Din cei care am pierdut era unul negru și unul mantulat. Dar să fie sănătos, 12 erau cu siguranță prea mulți și nu ar fi putut să-i ducă pe toți, așa cu 10, dacă dă Dumnezeu, și or să fie toți sănătoși și sunt convins de acest lucru. Voi fi mulțumit și fericit și eu și ea. Na, cam asta de la micuții ăștia, nu o să prea insist. V-am zis, doar vreau să vă spun că trebuie verificat cuibul și pus totul ok, ca mămica, ca femela să se liniștească, să aibă grijă de puișori. Căutam pe aici, puf, dacă mai e. Am
pe care se zboage destul de bine. Încă îi place iarba și o să stea la ea. Ăștia amici se agită pe acolo prin polț. Deci cam asta trebuie făcut la iepuraș. Scuze că am vorbit mai încet, dar înțelegeți faptul că era dimineața și de-abia m-am trezit și eu și nu am așa un speak verbal. Am fugit direct fără să mă spăl pe dinți, fără nimic, țin să văd ce fac puișorii să îi rezolv. Deci sunt bine, sunt sănătoși, i-am mutat, am mai completat cu paie, îi avem sub observație încă 2-3 zile să vedem ce se întâmplă cu ei, să nu se piardă, să iasă din cuib. Ideal ar fi cam până când le dau ochii la 10-14 zile, după care sunt teoretic salvați, ca să zic așa. Iepureca fătapul la 32-33 de zile este în regulă, puișorii sunt sănătoși și asta ne bucură cel mai mult. Vă mulțumesc, vă urez ca de obicei o zi excelentă și ne așteptăm cu drag la un nou episod să vedem ce mai fac iepurașii noștri. Numai bine, la revedere, dragi prieteni. O zi excelentă să aveți. Nu uitați de canalele noastre, iepuri și animale mici și iepuri și animale, iepuri pitici de companie și alte animale. Ia uite, zice, da, nu-i groba, sunt aici. Mă bucur că și-a revenit și că tot în regulă. Până la un nou episod, numai bine, dragi prieteni. Linkurile sunt fixate în primul comentariu de la video, dacă puteți intra și acolo mai vedeți ce am mai postat noi și multe alte lucruri. O zi frumoasă, la revedere, dragi prieteni.